Uitați-vă. Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Președinte Republicii Moldova, în temeiul articolului 98 alineatul 6 din Constituția Republicii Moldova, al articolului 26 alineatul 1 din legea cu privire la guvern, se numește doamna Cristina Gerasimov, în funcția de viceprim-ministră pentru integrare europeană, și se invită pentru depunerea jurământului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Se oferă excelenței sale doamnei Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Stimate domnule prim-ministru, stimate doamne viceprim-ministru, în primul rând felicitări și vă mulțumesc pentru că ați acceptat această provocare. Acum că am obținut o decizie pozitivă din partea statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la inițierea negocierilor de aderare, intrăm într-o fază decisivă a procesului de integrare europeană și, bineînțeles, acum toți ochii vor fi pe ce se întâmplă aici acasă. Noi am reușit să construim relații foarte bune cu Uniunea Europeană, cu statele membre și am reușit să obținem votul lor de încredere. Dar acum trebuie să ne mișcăm hotărât pentru ca să ajustăm legile, regulile, standardele Republicii Moldova la cele ale Uniunii Europene. Avem un plan ambițios, deci e foarte mult de lucru aici acasă și e nevoie ca tot guvernul, toate autoritățile, administrației publice centrale, dar și locale și alte părți interesate din societate să se unească în jurul unui efort major care să grăbească procesul de integrare europeană. Cristina Gerasimov are experiență în instituțiile statului în ultimii 3 ani și îi mulțumesc pentru că a lucrat în echipa mea. O bună parte din această perioadă Cristina Gerasimov are experiență și până să vină să lucreze în instituțiile de stat ale Republicii Moldova și această experiență o va ajuta, ne va ajuta ca să putem să organizăm procesele eficient, ca să reușim să implicăm toată lumea și să putem să ne mișcăm cu pași rapizi, pentru că în viitorul cel mai apropiat să ajungem la linia de finish, să putem să sărbătorim aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este mult de lucru, este o responsabilitate enormă, dar am încredere că echipa guvernului, în frunte cu domnul prim-ministru și
cu efortul neobosit a doamnei viceprim-ministră, va reuși să realizeze aceste planuri ambițioase pe care le avem. Succese și mulțumesc încă o dată! Cuvântul se oferă domnului Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova. Foarte pe scurt, Cristina, bine ai venit în echipă. Încă o dată mulțumesc pentru că ai acceptat această provocare. Eu cred că este cel mai important lucru care noi avem de realizat și anume să construim Europa acasă. Bine ai venit în echipă! Doamnelor și domnilor, ceremonia a luat sfârșit. Vorbit.